Șahul a avut și el, ca și multe alte sporturi, discipline sau, de ce nu, chiar și culturi, epoca sa de glorie, de maximă înflorire și forță de expresie. Mulți consideră că această epocă a șahului s-a încheiat recent, undeva prin pragul revoluției digitale. Tot ce a avut șahul mai frumos, mai inteligent, mai spectaculos, de pe la 1800 încoace, a culminat cu perioada anilor 70, 80, 90 ai secolului trecut, pentru ca apoi, odată cu invazia computerelor, șahul ca sport al inteligenței și sensibilității omenești să intre pe o pantă descendentă în care frumusețea partidei îngheață sub răsuflarea rece a calculului de silicon. Mai avem însă martori din acea perioadă de aur a șahului. Mai sunt printre noi jucători de șah care au trăit-o. Iar când acești jucători s-au numărat printre corifeii epocii, putem să ne considerăm cu atât mai norocoși. Unul dintre acești jucători ai epocii de aur șahiste este marele maestru Florin Gheorghiu, despre care nu eu, ci alți oameni mult mai avizați decât mine, spun că este cel mai bun produs al șahului românesc din toate timpurile. Iar când acest jucător de top, dintr-o epocă de top, scrie o carte despre acea epocă, sărbătoarea este completă. Pentru că Florin Gheorghiu a publicat recent, în trei volume, o cronică în partide, turnee, întâmplări și imagini a întregii sale cariere de mare maestru din vremea șahului mare. Iar cartea este acum tipărită și gata de a ajunge în mâna cititorilor și despre ea va fi vorba în interviul care urmează. Domnule Florin Gheorghiu, în primul rând, la mulți ani pentru cei 78 de ani Mulțumesc mult. împliniți luna aceasta. Mulțumesc mult. Și încă de la început vreau să vă mulțumesc pentru darul extraordinar pe care îl faceți comunității șahiste și nu numai din România și nu numai din România prin această carte care vă reprezintă, dar care reprezintă, cum spuneam, și o întreagă epocă. Da, e adevărat. Spuneți pe scurt ce reprezintă această carte pentru dumneavoastră? Cele trei cărți, practic, este o trilogie formată din trei volume, care se întinde pe o perioadă de 40 de ani, din 1960 până în anul 2000. Deci, primul volum acoperă primii 10 ani din carieră, 1960-1970. Volumul 2 se întinde între 1971-1980. Și, în sfârșit, volumul 3 acoperă o perioadă de 20 de ani, 1981-2000. În acești 40 de ani este o întreagă viață șahistă și viața, în sfârșit, a unui om și a unui mare maestru de șah, perioadă în care, practic, de la primii pași spre marea performanță, primele mari performanțe care au survenit după aceea, primele titluri de maestru internațional, mare maestru, campion mondial de junior și așa mai departe, bun, pe plan național, maestru emerit al sportului, ca să nu omitem nimic. Și campion național multiplu. Da, bine, în sfârșit, campion național multiplu, e adevărat, sigur că da. Dar, după părerea mea, în primul rând, contează rezultatele internaționale. Dacă vrei să te afirmi pe scară internațională, în orice domeniu și în orice sport, e foarte important cum joci cu jucătorii străini. Să fii Bun, numai campion național nu atunci reprezintă mare. Da. să adăugăm Da. și masa 1 la nu știu câte olimpiade. Da, eu am stabilit. 7 olimpiade, dacă nu chiar mai multe. Da, e aproape întotdeauna. Deci, practic, am reprezentat România în 14 olimpiade, ceea ce e un adevărat record, bineînțeles. Trebuiau să fie 15, dar, din păcate, la una din olimpiade, România s-a alăturat boicotului fostelor țări socialiste și, din păcate, n-am putut bifa și a 15 olimpiade. Ar fost frumos, dar în sfârșit, asta e situația. Deci, revenind la discuția noastră, au fost o întreagă serie de recorduri care s-au stabilit în decursul acestor ani și probabil că cele mai importante, așa cum spuneam, marile performanțe de-a lungul anilor, e faptul că pentru prima dată și deocamdată e o performanță neatinsă de alți jucători români, pentru că e foarte greu, e adevărat.
este intrarea în topul mondial, adică în primii 10 jucători ai lumii și o barieră care pe vremea respectivă era extrem de greu de trecut, bariera celor 2600 de puncte Elo, care la ora actuală e asemănătoare datorită inflației care există în șahul mondial în epoca computerelor. Reprezintă un elo de circa 2800, deci este practic un elo asemănător cu locul 2, locul 3 în lume la ora actuală, deci atunci, nu? Deci, să spunem foarte clar, pe că 2800 mi se pare că la ora actuală are un singur jucător, peste 2800. Peste Și într-adevăr, 2800, din când în când mai intră da, altul. Deci, în rar, mod așa, constant este da. Carlsen, la Și care din când acum, în când mai intră. din câte Ba. știu eu, este Dingli Ren și cu Firuza, o peste 2800. Da. Și foarte apropiat sunt alții, bineînțeles, Caruana, Sou și alții, nu? Faptul că un jucător român a reușit să intre în acest, știu eu, clasament de top mondial de primii 10, era o performanță extraordinară. Și a fost facilitată mai ales de seria de succese în Statele Unite. Eu am jucat în perioada respectivă foarte mult în Statele Unite, devenind tot așa în premieră absolută campionul Statelor Unite de 3 ori la rând, ceea Da, ce este un rezultat. din nou trebuie spus că americanii aveau, ca să spun așa, deschis accesul și a altor Da, jucători din alte bineînțeles, țări sigur. la campionatul lor național. Da, sigur. Și în plus, turneul de la Lone Pine, care pe vremea respectivă era cel mai mare turneu open din lume, și cât a fost organizat până când s-a stins din viață domnul care a fost mecena, domnul Statham, care a organizat turneul timp de 10 ani. Deci faptul că reușeai să câștigi turneul de la Lone Pine era ceva asemănător în tenis cu câștigarea Forest Hills-ului, ca să se înțeleagă mai bine. Deci, în urma acestor rezultate, în perioada respectivă, în 1981, după câștigarea celui de-al treilea campionat al Statelor Unite, am avut al treilea elo mondial, ceea ce este o performanță, vă dați seama, ieșită din comun. La ora actuală, dacă cineva intră în primii 100 de jucători din lume, este considerat un rezultat cu totul extraordinar. Da, ca Deci, să nu mai spun la nivelul României, care n-au mai nu, pe înregistrat plan așa ceva. general, mondial, Da, ca să intri în primii 10 e deja extrem de greu, aproape imposibil. Datorită și computerelor, adică Și s-au schimbat foarte mult de ce ați vrut să tenisul. scrieți această extraordinară carte care rememorează nu numai partidele, ci și, nu știu, traseul, amintirile Am dumneavoastră din considerat că este timpul ceva normal, având în carierei? vedere că au fost, cum am spus, o serie de jaloane extrem de importantă și extrem de greu de atins și am zis că este foarte bine pentru șahul românesc să le oferim o operă care să rămână practic și să fie un material de studiu binevenit pentru toți șahiștii români și nu numai, și din străinătate pot să învețe foarte mult din aceste cărți. După cum pot să învețe foarte mult din cărțile lui Alekhine, Capablanca, toți mari jucători și cei actuali, bineînțeles, Kasparov, Karpov și așa mai departe. Ca să nu mai vorbim de Fischer, de Bobby Fischer. Deci, scriind aceste cărți, le-am dat un material de studiu. Eu nu l-am scris aceste cărți ca să le admir eu singur în Deci bibliotecă. ați făcut-o cu gândul la Da, pentru viitoarele șahul generații. românesc am Da. făcut-o și pentru generațiile care vin acum și sperăm să vină și niște jucători foarte talentați de acum încolo. Adică schimbul de mâine al șahului românesc ar fi foarte bine dacă ar apare. Că deocamdată, ca să spunem așa, destul de blând, rezultatele cam lipsesc și la băieți și la fete, deocamdată. Poate curând, sigur, cu mici excepții. Mai sunt și acum jucători talentați, dar sunt 1-2. În sfârșit, ar fi bine, mai ales având în vedere că există inițiativa introducerii șahului în școli, drept sport național, ar fi foarte bine dacă o să avem niște echipe olimpice puternice, un șah de masă foarte bun și așa mai departe. Desigur, astea nu se fac peste noapte, dar se pot face primii pași. Tot ascultându-vă, de fapt vorbind și despre performanțele pe care le-ați bifat în timp și despre noile generații și despre performanțele acestora, îmi vine în minte întrebarea de bilanț. Cum vedeți după atâtea decenii? Ce este șahul pentru dumneavoastră? Ce reprezintă? Cum îl vedeți acum?
pentru toată Cum viața să vă dumneavoastră. spun, șahul din punctul de vedere strict al jocului, practic al ocupației, nu? E, totuși ești jucător profesionist în cele din urmă, cu toate că din păcate, trebuie să spunem așa, mai în glumă, mai în serios, în perioada în care eu am jucat șah de mare performanță, eram unul din singurii mari maestri de pe glob care nu era jucător profesionist pur, adică toți ceilalți erau jucători profesioniști din toate celelalte țări. Ca să nu mai vorbim de sovietici care aveau practic câte o echipă de mari maestri în spate fiecare dintre ei. E, la noi, după cum se știe, Trebuia să aveți și un serviciu. eu am fost ziarist aproape tot timpul. Sigur că nu pot să spun că am fost un ziarist care s-a dedicat tot timpul muncii de ziarist. Dar oricum, te cam încurca, adică trebuia să le faci pe amândouă, ceea ce era foarte greu să faci la nivel destul de ridicat. Și, în al doilea rând, a trebuit, la un moment dat, să abandonez cariera de profesor, să spunem, pentru că pe vremea când eu am terminat facultatea de filologie, terminai și ca profesor și ca ziarist. Acum sunt facultăți diferite, bineînțeles. E, și puteam să rămân, bineînțeles, în primul rând, lector la Facultatea de Limbi Străine din București, la oricare limbă străină. Și nu am rămas pentru că încurcam pe toată lumea, adică mă încurcam și pe mine, încurcam și pe studenți, în sensul că plecam tot timpul și atunci, dați seama, era foarte greu, nu? E, am, cum să spun, am activat în presă, bineînțeles, dar am fost la un moment dat redactorul șef al revistei de șah și cred că a fost bine, în sensul că revista a fost competitivă în perioada respectivă. Dar oricum, nu, n-am putut să mă dedic numai turneelor și ăsta a fost un handicap foarte serios, vă dați seama. Ne mai vorbim de faptul că, datorită tot așa sistemului de tristă amintire, ca să nu intrăm prea mult în amănunte, am fost unul din singurii jucători de top din lume care n-a avut un antrenor de mare valoare. Da. Cred că numai amănuntul pe care l-am scris și în carte, se cunoaște, de altfel l-am pomenit de multe ori și la televiziunea noastră, faptul că în perioada în care eu eram cel mai tânăr mare maestru din lume, Federația Română de Șah și Ministerul Sportului din România au refuzat colaborarea cu marele maestru Bodvini, care era triplu campion mondial și creatorul școlii de șah sovietice, spune totul. Mai mult decât asta, ce pot să spui altceva, nu? Sau că mai târziu nu și-au dat seama de importanța momentului și au refuzat un meci oficial cu Bobby Fischer, vă închipuiți, nu? Cum să refuzi meci cu Bobby Fischer? Vă dați seama ce ar fi însemnat pentru șahul românesc, nu? Da, sunt momente care puteau deveni Adică erau istorie probabil și oameni care n-aveau ce căuta în funcțiile unice. respective, oameni Da. care au încurcat, cum să spun, peisajul, dar din păcate rezultatele, cum să spun, Dar dintre au toate existat. disciplinele sau, nu știu, aspectele culturale sau să spunem aspectele științifice, cu cine s-ar asemăna șahul? E, tocmai că n-am răspuns complet la întrebare, deci practic șahul este un amestec fericit între artă, sport și știință. Este, bineînțeles, știință prin toate aspectele exacte și care sunt scoase în evidență acum mai mult ca oricând de către computer, dar din păcate a cam stricat jocul computerul în sensul că joacă mai bine decât oamenii și pe chestia asta e foarte greu să ții pasul, adică nu se mai poate la ora actuală, diferența e prea mare, computerul joacă mai bine, inteligența artificială este mai valoroasă, mai bună decât cei mai buni mari maestri actuali și din cauza asta șahul a luat-o pe o pantă oarecum descendentă ca rezultate și ca joc. Adică nu mai atât de frumos, nu mai așa de interesant ca pe vremuri, din cauza că toată lumea acum caută să evite analizele de computer care, bineînțeles că distrug orice aspect frumos, practic. Nu mai poți să joci nimic din Și analizele tale de acasă, la personale. care ajungi până la urmă să te raportezi pentru că nu ai Da, ce e adevărat. face. E, pe vremuri, în epoca de care discutam înainte, deci care a fost denumită epoca de aur și epoca romantică a șahului mondial, asta era lucrul cel mai frumos, că puteai tu să joci la masă diverse analize personale, adică puteai și tu să arăți ceva. Marele maestru X, marele maestru Y venea cu o analiză, venea cu o idee personală, în sfârșit, pe care o putea pune în practică. Acum e aproape imposibil din cauza computerului.
Deci revenind la ce Deci a spus spuneam, artă, știință. artă, știință și sport. Sport din cauza că oricum ai un adversar în față cu care trebuie să te întreci și trebuie să încerci să câștigi în fața adversarului. Spre deosebire de alte sporturi, șahul are trei rezultate, adică are și remiza, egalitatea, deci nu este numai victoria și înfrângerea, există și posibilitatea să faci și remiza. Și, bineînțeles, arta care este, după părerea mea, pe vremea noastră cel puțin, era cel mai important aspect. De altfel, așa cum am căutat să arăt în aceste cărți deosebite, pentru mine șahul a însemnat mai mult artă decât celelalte două aspecte. Am căutat să arăt lucrurile frumoase și cumva să, cum să spun, să scot în evidență foarte multe lucruri pe care oamenii nu le știau sau nu le bănuiau în șah. De altfel, din acest motiv am avut și destul de multe ratări în carieră, așa cum au avut și alți mari maestri. În sensul că într-o poziție câștigată vrei să câștigi prea frumos și pierdeai partida sau făceai remiză, îți încurca rezultatul final, ceva de genul ăsta. Ei, de altfel, în aceste trei cărți sunt 300 și ceva de partide, aproape de 400 de partide în cele trei volume. Dintre ele, cel puțin 70-80 sunt premii de frumusețe. Deci concluziile le trageți noastre. Da, Da. exact ce vă referați mai Da. devreme ca Exact. șahul ca artă. Da, exact. Credeți că șahul v-a dat o oarecare independență și detașare față de lume și de societate? V-a creat un statut Da, anume? bineînțeles, aveai, cum să spun, în momentele respective, mai ales în sistemul de atunci, când sportul era un fel de armă psihologică pentru toată lumea, cum era și în Germania Democrată sau în Uniunea Sovietică și așa mai departe, marii sportivi, nu numai mari jucători de șah, mari sportivi în general, trebuiau să facă cumva, erau cartea de vizită a sistemului, cum ar fi să. E, și datorită acestui fapt, sigur, aveai statut de supervedetă în perioada respectivă, chiar într-o țară socialistă sau comunistă. Dar ați resimțit șahul în perioada aceea, dacă tot ați deschis discuția, ca un loc de refugiu față de ce era în societate, unde dumneavoastră putea Da, să vă bineînțeles, simțiți? aveai o situație privilegiată, normal, era o situație privilegiată, de altfel, în perioada respectivă, cât, în sfârșit, de multe ori, spre deosebire de situația de acum, un șahist putea fi ales la sfârșitul anului între primii 10 sportivi ai României și așa mai departe, ceea ce era o chestie deosebită, normal, nu? Cum să vă spun, era în galeria de mari campioni, probabil că eram și eu alături de, știu eu, în șah vorbesc, nu? De Nadia Comăneci, de Năstase, de Hagi, de Pațaichin și așa mai departe, în șah vorbesc, nu? Pentru că șahul la noi, practic, nu exista ca școală de șah. Exista prin o personalitate, altă personalitate, la băieți, la fete, un rezultat, alt rezultat și așa mai departe. Știți? Asta a fost, cum să spun, lucru care a surprins mai aproape pe toată lumea că un jucător din România, lucru oglindit și în aceste cărți, a putut la un moment dat să intre în elita mondială și să se bată cu toți marii jucători, neavând o școală șahistă în spate. Asta a fost o chestie extrem de curioasă pentru toată lumea. Și cu cine totuși, la modul concret, vorbeați, discutați pe teme profesionale, cum ați zis? Păi mai mult cu jucătorii străini, sigur că și cu jucătorii români, cu colegii Dar din când vă echipa pregăteați, olimpică. când voia să vă Păi aici antrenați? nu prea, v-am spus, nu prea am avut antrenori. În Singur. general, de-a lungul timpului am fost aproape tot timpul singur. Primul meu antrenor a fost tatăl meu, care sigur a fost cel mai sincer antrenor și cel care puteam să am cea mai mare încredere și din păcate n-am putut să continuăm din cauza faptului că avea o anumită vârstă și la un moment dat l-a luat Dumnezeu. Dar după aceea, practic, pot să spun că am avut 2-3 antrenori într-o perioadă de circa 40 de ani. Deci vă dați seama, concluziile iarăși le trageți noastră, nu? Da, adică cu care ați lucrat pe perioade mai scurte Corect, de timp. corect. Pe când Da. toți ceilalți, vă spun, ca să exemplificăm cumva foarte bine toată problema asta, la super turneul din 81, la turneul stelelor de la Moscova, practic au jucat 8 jucători sovietici și 6 jucători străini. Turneul a fost extraordinar de puternic, toți campionii mondiali, foști campioni mondiali și mai departe erau acolo, de la ruși mai ales, și
Problema cea mare a jucătorilor străini, printre care eram și eu, era cumva să evităm să avem partidă întreruptă. Pentru că dacă aveai partidă întreruptă, trebuia să analizezi contra unei echipe. Deci nu jucai numai cu Kasparov sau numai cu Karpov sau cu Smyslov sau cu Da, Petrocean, da. jucai cu toți Întreruperea ceilalți. partidei însemna că în ziua respectivă nu se mai juca Nu, în noaptea respectivă tu analizai eventual și singur urma o și toți noapte și a ceilalți. doua zi se relua partida Corect, de la corect, poziția lăsată cu o corect, zi înainte. corect. E, și acum vă relatez anecdota, dacă se poate spune așa, care e foarte instructivă. Deci, practic, la partida mea cu Kasparov am jucat o poziție foarte complicată, mare criză de timp de ambele părți și spre sfârșitul crizei de timp el a propus remiză. Bun, eu am acceptat remiză după 5-10 minute de gândire și după 2-3 zile Gary a venit și mi-a spus că echipa lui de analizatori i-a imputat faptul că a dat remiză puțin prea repede, adică poziția se mai putea preta să se mai joace un pic, adică după părerea lor stătea un pic mai bine. Bun, tot remiză era, dar trebuia cumva să mai jucăm 3-4 mutări, să spunem, nu sau ceva. Și sigur, eu am fost de acord, am început o mică discuție cu el și de curiozitate l-am întrebat cam cât timp au analizat marii maestri care erau în spatele lui, deci echipa, care erau 10 mari maestri, vă dați seama. A, și care credeți noastră că a fost răspunsul? Ei au găsit poziția foarte interesantă și au analizat 40 de ore, o poziție care nu s-a jucat. Deci vă închipuiți ce s-a întâmplat dacă tu aveai partidă întreruptă cu oricare din marii maestri Păi, domnule sovietici. Florin Gheorghiu, să numim această echipă de 10 mari maestri protocomputerul șahului. Erau ca un Corect, computer. da, corect, așa este, sigur că Ce normal. spuneți? Sunteți un pictor, un matematician sau un atlet al șahului? Alegeți unul. Trebuie să zic un pic din toate, dar probabil mai mult un pictor. De altfel, tot așa în carte există un, cum să spun, un moment în care am relatat acest moment. Nu știu dacă am spus-o și la televiziune, cred că am spus-o și la diverse televiziuni în cadrul interviurilor. Până la 15-16 ani, deci înainte de primul titlu de campion național, a trebuit cumva să fac o alegere, din cauza că știam, în sfârșit, cântam destul de bine și la vioară și la pian, pictam destul de bine și desenam frumos și, în sfârșit, aveam niște exemple în familie, în sensul că două din surorile tatălui meu, era una din ele cântărețe de operă, cealaltă pictoriță renumită și atunci practic fiecare încerca cumva să aibă un talent în familie care să moștenească acest lucru și a trebuit cumva să aleg. Am ales șah și în sfârșit cred că am făcut bine, ce pot să spun. E Da, clar, da. dar asta înseamnă, a spus pictor, e foarte interesant, a Cred că da, apropiat din cauza. șahul de o artă vizuală până la urmă. Nu, am încercat să apropii șahul de aspectele artistice, adică să scot cumva, la fel ca mulți alți mari maestri, latura frumoasă a jocului, acestui joc, pentru că șahul e un joc foarte frumos, mai ales atunci când marii maestri sau, în sfârșit, copiii sau talentele care se manifestă în jocul acesta milenar, au încercat cumva să scoată anumite aspecte artistice care depășesc sportul sau, știu eu, gândirea științifică. Gândirea științifică acum e făcută de computer, deci Dacă practic îmi toate faceți astea. o combinație reușită, vă simțiți cumva ca Da, la îți place, sigur. momentul în care ați reușit să faceți o demonstrație a unei teoreme matematice bune sau cum e? Sau ca o Da, satisfacție că ați sigur. reușit să surprindeți într-un tablou sau într-o Ce pot pictură să vă un spun? unghi adevărat sau, nu știu, poate o Foarte mulți. frază Nu. literară foarte reușită? Nu, șahul, v-am spus, se aseamănă foarte mult cu arta, adică are foarte mult și din artă, sau mai mult decât din orice altceva. Pe când aspectul matematic sau aspectul pur științific nu e general, adică nu toți marii jucători de șah, marii campioni, au fost și mari matematicieni. Au fost câțiva în istoria șahului, dar nu foarte mulți. Asta e ceva surprinzător, adică, sigur, aparent e foarte apropiat de matematică. Însă nu este chiar atât de aproape încât toți marii campioni să fie și matematicieni sau, în sfârșit, legați de știință. Câțiva au fost, într-adevăr, în istoria șahului. Însă foarte mulți au avut aspecte, cum să zic,
pur artistice, cum a fost Capablanca, de exemplu. Da. Capablanca, în primul rând, a fost un artist. Și, de altfel, foarte mulți din jucătorii dinainte, din secolele trecute, sunt cei cărora jucătorii actuali datorează aproape totul, pentru că ei au făcut teoria, ei au făcut primii pași importanți în tot ce este mai frumos în șah și așa mai Deci departe. vreți să spuneți că există un stil de joc elegant sau poate exista un stil După... de joc mai bătăran, practic, cu Da, același rezultat, adică foarte da, eficient sunt jucători și obținând foarte... victoria, dar depinde de stil. Sunt jucători foarte, cum să spun, legați de aceste aspecte artistice, care câteodată, cum să spun, își pierd șirul la un moment dat, că vând să creeze o mică capodoperă acolo pe masa de joc. Și din cauza asta se poate întâmpla să piardă o poziție câștigată, care să-i coste rezultatul în turneu sau ceva, o calificare la campionatul mondial sau ceva, se întâmplă chestiile astea. Pe când alții care joacă numai la rezultat. Și atunci dacă joci numai la rezultat, sigur, stilul de joc e oarecum mai arid, așa, mai sec un pic, că nu e chiar atât de interesant și de frumos. Depinde. Mie mi-a plăcut, v-am spus, chestiunea asta cu jocul artistic și din această cauză sunt și așa multe partide de premii de frumusețe în cărți. Știți cum se spune, că în general între copii nu poți să faci distinție, dar vă întreb, aveți partide preferate? Da, bineînțeles, normal. Sunt cel puțin 10 partide, de altfel probabil că aveți cartea acasă, cartea pe care a scris-o regretatul Ștefaniu, care Constantin se numea, Ștefaniu, da. da, Fischer Gheorghiu Carpov, ne-a alăturat pe noi trei acolo spre, cum să spun, spre cinstea mea, pot să spun că am fost alăturat de Carpov și de Dar a Fischer, avut normal. argumente, a Da, avut normal, argumente, sigur, adică a normal, adus corect, corect. partidele și a Ei, demonstrat. și, cum să spun, în acea carte, la un moment dat, în discuția pe care am avut-o cu dânsul, avea un capitol în care încerca să pună cele mai bune 10 partide ale fiecăruia, adică al lui Fischer, al lui Karpov și al mele. Nu? Ei, cu mine a discutat direct și m-a întrebat care, după părerea mea, ar fi cele mai bune 10 partide. Și de curs de 2 minute i-am spus 10 partide și atunci, sigur, a început să râde și mi-a spus, dar mai aveți și altele, puteam să mai spun 100. Dar, cum să spun, a cerut numai 10. N-a cerut numai 10, da. Deci concluziile iarăși le trageți masă. De altfel, când o să citiți cărțile, o să vă dați și ele sunt, bineînțeles, și în aceste da, volume. Da, normal, normal. Păi v-am spus, în aceste trei volume se află cel ce, puțin... ce face o partidă să devină preferata dumneavoastră? Ce condiții trebuie? Sunt foarte multe aspecte. Valoarea artistică, cum v-am spus, valoarea, cum să spun, a adversarului, în primul rând, depinde cu cine joci. Nu poți să joci cu un jucător oarecare, chiar foarte adică talentat. Adică faceți o partidă frumoasă păi, și cu unul și cu altul, numai că păi, dacă contează faci o mai mult partidă cel... premiu de frumusețe, să spunem, cu un jucător din top mondial, să spunem, cu cineva Da, care e e altceva. 10 în lume sau 3 în lume sau campionul lumii sau ceva de genul ăsta, normal că e mult mai importantă decât dacă câștigi cu un jucător talentat, dacă nu reprezintă mare lucru pe plan internațional, nu? Sigur că da, nu. Deci asta odată, plus aspectul sportiv, depinde în ce campionat a fost realizată partida, cu, în ce moment, campionatul mondial, olimpiadă, adică turneu, miza da, bineînțeles, sunt partidei. Tot felul de lucruri extrem de importante, nu? Care toate la un loc formează un tot, așa, nu? De altfel, am spus, nu numai pentru mine, ci într-un fel sau altul, pentru toți marii jucători din lume, șahul în general a reprezentat probabil totul. În cazul meu a reprezentat totul, în sensul că, în afară de faptul că am obținut aceste rezultate deosebite de-a lungul anilor, șahul mi-a oferit posibilitatea de a, cum să spun, de a cunoaște extrem de mult din lumea înconjurătoare, să am o serie întreagă de prieteni la care nici puteai să visezi eventual sau să întâlnești de mari personalități largi ieșite din comun la care nu puteai să te gândești, nu, că te întâlnești cu ei așa deodată, vă dați seama, nu? Ce îmi și spuneți așa mă mai duce departe. Cu gândul la o altă întrebare, da. Gen Constantin Ștefaniu. Da. Dânsul v-a întrebat de primele da. De 10 partide preferate, eu v-aș întreba așa. Trei jucători de șah în care, pe care i-ați admirat sau în care v-ați regăsit, dar care să-și fi încheiat activitatea competițională când ați început-o dumneavoastră, deci practic de dinainte. Și trei da. Jucători de șah din epoca mai apropiată. Din epoca apropiată cu care participați la turnee, cu care ați jucat, cu care ați, nu contează că sunt români sau străini,
Trei de dinainte care ar fi? Preferații dumneavoastră, domnule Da, Florin din Gheorghiu. ceilalți care au fost înainte, Capablanca, Mă gândeam la da, el că ați și spus deja că da, are, avea firea da. artistică. Capablanca, Alehin, bineînțeles, din cauza faptului că a jucat atât de partide atât de extraordinare, chiar dacă nu erau totdeauna, din punct de vedere artistic, extrem de reușite, dar aveau voință de victorie nemaipomenită și atunci, sigur, rezultatele s-au cunoscut. De altfel, cine învață și acum, la ora actuală, citește cele mai bune partide ale lor, al Capablanca, al Alehin, al lui Lasker și așa mai departe. Sigur, nu Deci știu, a spus dar Capablanca și Alehin. Capablanca și Alehin, da, și probabil, cu toate că e mai puțin cunoscut, un jucător absolut genial, Paul Murphy. Ați auzit de el, nu? Ah, Bineînțeles, nu? bineînțeles. Deci a Așa. Din fost. păcate, a fost ca o cometă care a jucat foarte puțin. A fost oarecum asemănător cu Bobby Fischer, numai că a jucat și mai puțin ca Bobby, în Și în sensul care, că. iată, de pildă, vă regăsiți prin faptul că el nu a fost un șahist absolut profesionist. El avea Da, corect. și. Bine, era altă perioadă, nu? Ea se nu se Era și poate altă compara perioadă. pentru că era cu totul altceva. Capablanca, Alehin, Morphy. Da, să zicem, da, dintre bine, sunt cel puțin alți 10 care pot fi comparați sau menționați, dar hai, repede așa, aceștia Și trei. din perioada în care ați activat Din perioada în care am competițional, jucat pe eu, cine admirați? La cine vă raportați? eu am declarat întotdeauna că, după părerea Eu mea știu pe primul. personală, da, primul este Bobby Fischer, e Da. cel mai mare jucător din toate Asta ați mai timpurile, după spus. părerea mea. Făcând o mică paranteză, pot să spun și de ce. Adică, practic, eu am avut privilegiul de-a lungul carierei să mă întâlnesc la masă de joc cu 9 campioni mondiali, ceea ce este un lucru extrem de rar și benefic pentru șah, bineînțeles. Cu ocazia asta să arătăm, iată, Da. pe coperta 4 a acestor volume sunt șahiști cu care Da, ne-am Florin întâlnit Gheorghiu la a masa jucat. de joc, da. Iată, fac o mică paranteză și mă scuzați că v-am Da. întrerupt. Aici este Smyslov, Tal, Petrosian, Karpov, Kasparov și după aceea încep alți jucători, dar toți cei pe care i-am spus până Da, acum sunt este campioni elita mondiali. șahului mondial. În primul volum, de altfel, în volumul 60-70, îi aveți toți cei 9 campioni mondiali la început, cu care am început cu Botvinnik până la Kramnik. După aceștia, acesta cred că este primul volum. Continuă. Bobby Fischer, Vladimir Kramnik, Nu, după Bobby Fischer este Karpov, Karpov, Kasparov și Karpov. da. Deci, practic, sunt 9 campioni mondiali aici și 5 jucători de top. Deci, revenind la ce spuneam înainte, dintre campionii mondiali, în afară de Bobby Fischer, mie, am fost și foarte bun prieten cu el și, din fericire, mai trăiește și acum, deci n-a dispărut Spassky. Boris Spassky, da? Și, bineînțeles, sigur, Kasparov-Karpov știe toată lumea, normal, rivalitatea lor și așa mai departe, dar mie mi-a făcut adică a fost idolul meu din tinerețe, în momentul în care am jucat cu el. Era și o partidă extrem de importantă pentru că trebuia să fac remiză ca să ies maestru internațional, Paul Keres. Paul Keres. Deci a fost o legendă șahului mondial. Deci v-am dat răspuns. Da. Da. Acești 9 campioni mondiali cu care ați jucat de-a lungul a 40 de ani,4 decenii. da. Ați făcut vreun calcul câte partide ați jucat cu ei, că ați jucat cu 9 campioni mondiali, dar nu câte o singură Nu, partidă. nu, e Deci vă adevărat. întâlneați în mod curent în Da, turnee. dintre ei, practic, am jucat o singură dată, din păcate, numai cu doi, adică cu Botvinnik și cu Kramnik. Ne-am întâlnit o singură dată. Probabil A, că aici ar impresia. trebui să precizăm. Cu Botvinnik pentru că era pe final de Da, carieră, corect. Și iar cu Kramnik Kramnik. pentru că dumneavoastră erați pe final de Nu, nu carieră. eram chiar prespi, dar el era pe undeva pe la începutul carierei, marii cariere pe care a făcut-o. Și ne-am întâlnit la un Open, în sfârșit, în care amândoi n-am jucat grozav și ne-am întâlnit în ultima rundă. El a propus remiză după vreo 10-15 mutări, în sfârșit eu am acceptat și s-a terminat singura noastră întâlnire cu remiză. Dar cu toți ceilalți, sigur, ne-am întâlnit de multe ori și, practic, un colaborator de-al meu care m-a ajutat cu editarea acestor cărți deosebite a făcut un calcul, pentru că dânsul se pricepe foarte bine la electronică și era curios realmente, și a descoperit Cum îl un cheamă? rezultat Florin Dănănău, Domnul îl Dănănău, spunea, da?
Și a descoperit un aspect foarte interesant. Deci, practic, de-a lungul timpului am disputat cu acești nouă campioni mondiali în jur de 75-80 de partide, ceea ce, vă dați seama, e o chestie Deci absolut asta înseamnă extraordinară. medie, zic și eu, cel Da. puțin 7 partide sau aproximativ 7 partide Da, cu unii fiecare mai mult, dintre ei. cu alții mai Unii mai puțin. mulți, De unii mai exemplu, cu puțin. Bobby ne-am întâlnit de 4 ori. Cu Spassky și cu Tal, crede, știu eu, 10-12 ori, cu Smyslov tot așa, în jur de 13-14 partide și așa mai departe. Petrosian iar 7-8 partide, nu știu, în sfârșit, destul de multe. Cu Kasparov am jucat numai de 3 ori și cu Karpov, cred, iară, sunt în jur de 10-12 Da, partide, cam deci așa. aceste partide sau unele Da, dintre aceste foarte partide multe plus din partide, altele da, sunt se aici în găsesc aceste trei în cărți, da, aceste trei cărți. 400 a spus de partide. În jur de 400, Dar ceva mai cartea puțin de nu are 400. numai partide. Iată, ea arată așa. Dar nu are numai partide. Are, iată, palmaresul din Corect, da. perioada acoperită, turneele la care a jucat, fotografii din timpul unor turnee de Da, top din acea corect. perioadă. Ați pomenit și dumneavoastră puțin câteva Da, dintre ele mai devreme. sunt tot Dar sunt felul. o sumedenie. Da, bineînțeles, păi vă Ia închipuiți. uitați aceste. Sunt tot felul de articole în cărți care ating și alte aspecte ale activității și ale carierei, deci practic nu numai turneele propriu-zise, sunt mici note de călătorie, diverse interviuri ale mele sau alți ziariști care m-au intervievat pe mine, diverse întâlniri la înalt nivel cu diverse personalități din lume, din diverse țări și așa mai departe, plus o serie întreagă de fotografii unicat, care multe dintre ele sunt în fiecare carte, marea majoritate în color, bineînțeles, poze color, și care reprezintă un aspect foarte interesant pentru Și ziariștii tineri, mai aș ales. adăuga, iată, de pildă, nu e numai partidă sau numai Da, bineînțeles. fotografie, Corect. este și istorie. Corect. Da. Păi este practic un fel de Iată istoria. capitolul acesta, Victorie la Bobby Fischer, așa Da. începe, în care apare contextul, Corect. Așa este. cum s-a jucat, Da. ce... este și o carte de amintiri. Da. Este și ca un fel de jurnal de călătorie, și ca un fel de carte de amintiri. Deci e, cum să vă spun, un roman complet. Un roman complet care nu este numai șahist. Și din punctul ăsta de vedere e foarte interesant. Da, cum spuneați mai devreme, ați fost și ziarist cu normă întreagă, sunteți implicat în viața publicistică și acum. Din punctul ăsta de vedere al aspectului acestor cărți, aș vrea să ni le descrieți puțin. Ele vor ajunge în curând la dispoziția cititorilor. Eu ce să vă spun? Acum depinde de oamenii care o să vină să le vadă, care o să le admire și sperăm că o să fie interesat să le achiziționeze. Normal, pentru familia dânșilor, pentru copiii pe care eventual îi iau și care speră să devină niște copii talentați și așa Am mai văzut că departe. fiecare volum are câte un semn de carte. Da, corect. Au cărțile, după cum vedeți, arată deosebit și din cauza aceasta sunt niște cărți scumpe, sunt niște cărți de colecție. Și care au trebuit să fie sponsorizate ca să poată să apară. Și la sfârșitul fiecărui volum sunt, bineînțeles, menționați cu mulțumiri și sponsorii care au ajutat la apariția acestor cărți deosebit. Eu sper să fie un moment important în publicistica șahistă din România și nu numai din România, pentru că am dorit să facem peste puțin timp și ediția în limba engleză. Deci, practic, să oferim și oamenilor din străinătate care sunt interesați. Deja sunt foarte mulți interesați, dar e o problemă de timp. Să sperăm că vom avea Ediția timp în să o facem. engleză intenționa să fie tot la editura Art Press Mai din mult ca Timișoara? sigur și va fi ușor de realizat, pentru că, practic, materialul și tot conținutul este la fel, numai că va fi în engleză în loc de română. Restul, totul este perfect la fel. Și fotografiile, și partidele, și diagramele, absolut totul, sigur. Trebuie făcută în engleză. O pot face și eu, numai că durează prea mult, adică la un moment dat îți trebuie foarte multă energie. De altfel, ca să înțelegeți cam cum se prezintă situația respectivă, dacă vrei să o faci la cel mai înalt nivel, vorbesc, realizarea acestor trei cărți cu ajutorul a doi, trei
prieteni care au contribuit mult și cu partea computerizată și așa mai departe, a durat circa 2 ani ca să Da, putem să realizăm aceste trecări, clar. ceea ce sigur e foarte greu. Și îmi spuneați, urmează și lansarea ei. Adică Da, ideea momentul la este. care cel puțin șahiștii sau să spun așa, cei interesați din București vor putea veni să Da, lansarea va o avea loc, cumpere. da, lansarea va avea loc cu ocazia turneului Bitcoin. De altfel, Bitcoin a fost, compania Bitcoin a fost sponsorul principal care a ajutat să apară aceste cărți. Și în semn de omagiu, bineînțeles, ca să le mulțumim, lansarea se face la turneul dânșilor, care va Da, fi pe turneul 7-8, sponsorizat tot de ei. tot de aici, și turneul va fi pe 7-8 mai, aici în București, în locația unde s-au desfășurat primele două festivaluri care mi-au purtat numele meu și care au fost realizate de același organizator în condiții excepționale. Deci, probabil că acum va fi la fel. Da. E, și cu ocazia lansării, sigur, marele public va putea să admire cărțile, va putea să ia cunoștință de conținut și Și vor putea urmările, obține da, autografe. corect, autografele se Veți vor fi obține, prezent. da, se vor obține pe aceste cărți postale stilizate, vedeți, care sunt o contribuție de, cum să spun, foarte interesantă a editurii care au venit cu această idee, pentru că persoana care vrea să achiziționeze aceste cărți are ocazia să ia acel pachet cadou care e acolo în Acesta. față, da. Da. Deci care cuprinde cele trei cărți. Și la sfârșit se poate lua un autograf pe această carte postală. Fără Adică să nu trebuie mai să deschizi tot scoți pachetul. Corect, așa. fiecare carte Da. din Și o formă pachet. foarte elegantă și foarte modernă de a da autograf, autorul să dea un autograf pe această carte postală care cuprinde esențialul, adică modul în care arată volumele, absolut toate informațiile sunt aici pe această mică carte poștală. De altfel, în plus, că tot vorbeam despre conținutul acestor trei cărți, în afară de semnul de carte care este specific fiecărui volum, există la mijlocul volumului 2 câte un DVD, câte o casetă care practic cuprinde cele mai bune, adică toate partidele din cele trei volume și în formă electronică. Și atunci, Acolo e. da, Volumul 2. aici, da. Practic este aici, vedeți. Acesta este, Da. vedeți. Cartea se numește Artă în șah și în În viață, viață. Și nu degeaba ați da, insistat corect. pe aspectele Da, ei, am artistice vrut ale să scot în jocului. evidență acest lucru, că pentru mine șahul, în general, a reprezentat mai mult de toate artă. Și am încercat cumva să exemplific prin toate partidele jucate Sunt acest lucru. convins că este un eveniment editorial unicat în România și nu numai această apariție. Da, eu cred că va fi ceva foarte interesant. De altfel, un prieten al meu cu care discutam înainte, mai în glumă, mai în serios, despre aceste cărți și despre modul în care vor fi primite de marele public, el mi-a spus că, după părerea lui, chiar cineva care nu știe șah deloc, după ce va vedea aceste cărți și le va citi, se va apuca de șah. Deci, iarăși, concluziile le trageți noastre. Și Să sperăm că așa va fi. încercând să încheiem în nota cu care am început. A spus că această carte la început a scris-o și cu gândul la viitoarea generație. Ce ați putea spune acum în privința noii generații, în privința practicării acestui joc, în condițiile în care, iată, ați spus, am intrat într-o epocă a computerului care l-a afectat. Da, e foarte greu de dat un sfat acum pentru că șahul la ora actuală nu mai reprezintă șahul dinainte, adică e un alt fel de joc, din păcate. Computerul a schimbat așa de mult totul încât e foarte greu să ai o continuitate absolută. Ca să înțelegeți mai bine, adică nu dumneavoastră că știți foarte bine problemele șahului, marele public, poftim, ca Da, să încercăm da, să explicăm spuneți. puțin mai bine. În șah, după cum se știe, diferența de forță de joc, de rezultate, de clasamente mondiale și așa mai departe a fost făcută mereu de sistemul Elo. Deci, mai ales în ultimii 10, 20, 40 de ani. E, sistemul Elo
arată foarte clar că un jucător care are, să spunem, 5 puncte, 10 puncte, 20 de puncte în plus sau în minus față de adversarii lui, are o forță de joc mai mare sau mai mică sau aproximativ egală, să spunem, nu? Deci, în afară de cazul lui Bobby, care era în mod absolut cel mai mare jucător și cel mai puternic din perioada respectivă și avea un avantaj de aproape 100 de puncte la el față de urmăritori, să zicem, restul, și pe vremea lui Karpov și lui Kasparov și după aceea, aceste diferențe erau destul de apropiate, adică erau, să zicem, cum am spus, 5 puncte, 10 puncte, 20, 30, în sfârșit. Bun. E, între jucătorii umani, deci jucătorii mari maestri actuali. La ora actuală, Carlsen este pe primul loc, pe merit, este campionul lumii și și-a apărat titlul, deci merită să fie campion mondial. Jucătorii ceilalți, care sunt și ei jucători foarte buni ai generației actuale, sigur, sunt diferiți de cei dinainte, cum am spus, din cauza computerului și așa mai departe, dar, v-am spus, diferențele între jucătorii umani sunt și acum destul de apropiate, de ordinul zecilor de puncte. Nu? Diferența între cele mai bune computere și cei mai buni jucători umani este de aproape 400 de puncte. Deci, de ordinul sutelor. Păi 400 de puncte. Da, deci avem aici ordinul zecilor la diferențele dintre sau eventual 5 puncte sau 10, vedeți, da, nu? Și da, dincolo 400. Și deci, dincolo de ordinul sutelor. Deci, practic, când a dat recent o conferință aici, chiar în București, Kasparov, acum 2-3 ani în urmă, cineva din public sau mai mulți oameni din public au vrut să fie lămurită situația asta și să explice cumva la fața locului acolo sutelor de oameni din sală ce părere are de coabitarea între computer și șah și care și șahiști între marii maestri actuali și ce șanse sunt ca de acum încolo jucătorii să țină pasul cu cele mai bune computere. Și, bineînțeles, Gary a răspuns că de mult, cum să spun, lupta e pierdută cu computerele, da, în sensul da, că nu se mai poate face nimic. Deja computerele joacă mult mai bine și avansează mult mai repede, adică de la 2-3 ani încolo vor fi computere care vor fi mult mai puternice dar decât cele actuale. Nu concepeți și o viață a șahului la nivel, aici dumneavoastră vorbiți de nivel profesionist, dar la nivel a, nu, pentru personal, la nivel nu, de ce vreau joc să spun? De amator sau... Nu, e foarte interesant acest aspect. Are o viață șahul în continuare, da, bineînțeles, în direcția că da, asta. Adică pentru șahul de masă, pentru un jucător mai puțin... cum să spun, mai puțin profesionist, care nu este, cum să spun, nu joacă în turnee importante, nu este în primii 100 de jucători din lume și așa mai departe, nu joacă olimpiade, turnee de candidaților interzonale și așa mai departe, pentru acest tip de jucători, cei care încep să joace șah, pentru cei care încearcă să facă un mic salt de la un jucător mai slab la un jucător un pic mai puternic și așa mai departe, perioada aceasta a computerului este excelentă, îi ajută foarte mult. Este periculoasă în ghilimele și a făcut destul de mult, cum să spun, concurență neloială, iarăși, în ghilimele, computerul pentru jucătorii de vârf. Pentru șahul de vârf s-au schimbat condițiile și la ora actuală nu se mai poate face nimic, adică e irreversibilă. Supremația computerului e clară. Dar pentru restul șahiștilor e foarte bine și a ajutat foarte mult. Și rămâne în continuare șahul un mijloc de a face artă prin acest... Da, în anumite limite, v-am spus. Da. Dacă, în sensul că dacă generația actuală stă tot timpul și vorbește cu computerul, cu telefonul mobil și cu tableta, șansele de a face artă sunt minime. În sensul că trebuie cumva să... încerci să aduci și tu ceva personal. La ora actuală e cam greu. Din păcate. Din păcate. Ce putem face? Asta e situația. Trăim în epoca, cum e, să spun... E un impact și nu numai în da, șah, da, general. Bineînțeles. Peste tot. Da. Peste tot. E la fel. Adică are părțile bune și părțile mai puțin bune, sigur. Sunt avantaje tehnologice extraordinare, bineînțeles. Informația instantanee care pe vremea noastră nu exista, nu? Dar, adică, în momentul de față, ca să vă puteți lămuri, noi, pe vremuri, acum, știu eu, 30-40 de ani în urmă, când te duceai la un mare turneu, plecai la tine cu câteva cărți. Aveai câteva cărți de teorie, în sfârșit, cele mai bune partide ale jucătorului X sau Y,
caietele tale de variante cu analiză și așa mai departe, pe când la ora actuală cu computerul, cu o jumătate de oră înainte de partidă, vrei să vezi ce joacă adversarul tău din ziua respectivă și pe loc așa îți dă 500 de partide. Vedeți, e o deosebire extraordinară, sigur. Domnule Florin Gheorghiu, vă mulțumesc foarte mult. Poftiți. Vă felicit încă o dată pentru această mulțumesc. Carte și vă doresc în continuare putere și inspirație pentru proiectele care vor urma. Să vedem. Acum... E vorba de cele în engleză și cine știe da, ce dacă mai... Dacă realizăm ediția ne în rezervă engleză, eu viitorul. cred că va fi ultimul punct al marii călătorii șahiste, să zicem. Da. Poate da, poate nu. Nu se... sigur, asta nu mai depinde de mine, din păcate. Eu mă gândesc și la posibilitatea unei dezvoltări a ceea ce ați început aici, dar în sensul a unor, să spun așa, cum a zis dumneavoastră, memorii a unei călătorii. Bine, Adică ideea este o următoarea. retrospectivă Dacă, nu, dacă se va realiza... Biografică, ce... să-i spun așa, profesional nu, biografică. Aproape totul e în aceste trei cărți. Adică cine citește aceste trei cărți cunoaște și personalitatea umană și campionul de șah și așa mai departe. Deci toate aspectele sunt în aceste trei cărți, în mare. Așa. Da, dar pe de altă parte ar fi extraordinar pentru că ați prins, să spunem, și perioada, nu știu, care se încheia odată cu Botvinnik, apoi perioada aceea de aur, cum am numit-o eu la început, da. După care aceasta a computerelor. Deci e o întreagă serie de da, bine, e... transformări pe care le-ați putea știu, dar sunt lua foarte în greu atenție. De, cum să spun, de... arhivat, să zicem, nu? De ca să încheiem așa pe o notă mai optimistă pentru șahiști, adică pentru jucătorii de șah, umani. Nu? Da. Acum 30-40 de ani în urmă am avut ocazia să joc simultan, adică eu am dat simultan Marele Maestru de Șah, iarăși, puteați de oricine, nu orice campion mondial, cu cele trei mașini care pe vremea respectivă erau cele trei campioane mondiale la computer. E, jucătorul uman a câștigat cu 3-0 fără nicio problemă. După 10 ani de zile era aproape imposibil să joci cu o singură mașină. Deci vă dați seama cam care e situația la ora actuală. Deci s-au schimbat foarte multe lucruri. Dar revenind la cărțile noastre, dacă totul va merge conform ideilor organizatorilor și al celor care sunt deja foarte interesați, probabil că după această lansare, de pe 7 și 8 mai vor fi și alte mini lansări cu diverse mari turnee sau turnee importante de juniori, de copii, campionate naționale și așa mai departe, în București, în Ploiești și în alte părți, unde unde cartea va putea fi găsită. Cartea va putea fi găsită în anumite condiții, pentru că tirajul e limitat, cum v-am spus. Da. Deci ca lumea să cunoască mai bine, la ora actuală aceste trei cărți există în 300 de seturi. Da. Deci, ceea ce e foarte puțin, vă dați seama. Deci cine va avea aceste trei seturi se poate considera un fericit al sorții, să zicem. Facem și noi puțină reclamă. Vă mulțumesc și vă felicit încă o dată. Mulțumesc mult. Numai bine.